Fii Tu, Doamne, la vreme de seară, Cel ce aduce pacea și liniștea în sufletul meu. Iartă-mi cele ce am greșit azi, cu fapta, cu gândul sau cu cuvântul, iar de am făcut vreun bine înaintea Ta, primește-l, te rog, cu bună voință. Și te rog, veghează asupra mea și a celor dragi mie în această noapte. Păzește-ne pe timpul odihnei și rămâi printre noi. A Ta fie cinstea, Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și până dincolo, de veșnicie. Amin. Maica lui Dumnezeu, caută acum spre rugăciunea mea cu ochiul Tău cel milostiv și fă cu mine după multă mila Ta. Treci cu vederea greșelile mele, cele cu cuvântul și cele cu lucrul, cele cu fiecare simțire, de voie sau fără de voie, cele într-o cunoștință și cele într-o necunoștință, și înnoiește-mă și fă-mă locaș al de viață Făcătorului și preastăpânitorului Duh, care s-a născut din preacuratul Tău pântece, căci Tu ești ajutătoarea celor necăjiți, ocrotitoarea celor ce se primejduiesc, mântuitoarea celor învifurați, liman al celor ce sunt într-o furtună, părtinitoare și sprijinitoare a celor împresurați. Dă-mi Tu, Maică Sfântă, umilință, alinare a gândurilor, bună statornicie a minții și gândire întreg înțeleaptă. Dă-mi trezirea sufletului, cuget smerit, așezare cu sfințită cuvință, năravuri pricepute. Dă-mi Tu semnele care arată bună așezare. Spală-mă Tu pe mine cu lacrimile mele și lămurește-mă cu curgerile suferințelor mele, curățindu-mă de spurcăciunea patimilor. Șterge urma greșelilor mele, risipește norii mâhnirii mele și alungă negura gândurilor, cele tulburătoare. Îndepărtează viscolul și vijelia patimilor și păzește-mă într-o liniște și alinare. Mărește inima mea cu mărire duhovnicească, Maică Sfântă. Înveselește-mă și bucură-mă cu bucurie negrăită și cu veselie neîncetată, ca pe căile cele drepte ale poruncilor Fiului Tău, cu alergare dreaptă să alerg și să merg cu petrecere nepoticnită. Dă-mi rugă curată, mie, celui ce mă rog acum către Tine, ca într-o minte netulburată și cu gând nerăspândit, să cuget neîncetat, cu suflet nesățios, și noaptea, și ziua, și să pot cânta într-o mărturisire și într-o bucuria inimii, spre slava, cinstea și marea cuvință a unuia născut Fiului Tău. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid
și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!